După vară secetoasă și toamna a rămas în aceeași notă, temperaturile care se înregistrează în aceste luni sunt prea mari pentru această perioadă a anului, iar ploile specifice toamnei practic lipsesc. Mai avem o lună din această toamnă, dar prognozele meteorologilor nu sunt îmbucurătoare pentru fermieri. Maximele vor fi până la 15 grade în următoarea perioadă și abia spre sfârșitul lunii ne așteaptă o răcire ușoară a vremii și ploi slabe. Despre efectele acestei toamne blânde vorbim cu directorul Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mârzenco. Domnule Mârzenco, bună ziua! Bună ziua! Domnule Mârzenco, să începem cu cea mai importantă întrebare. Cum vă poate afecta această vreme caldă, această toamnă blândă? Expertă anterioară și enunțat riscurile care pot fi. Pot să înceapă activitatea biologică plantele, să iasă din pauză și aceasta pentru culturile, mai ales multianuale, cum ar fi pomicultura. Dacă va continua această situație, adică temperaturi sporite, pot să afecteze plantele multianuale și respectiv ele vor pierde din potențialul lor biologic pentru a manifesta potențialul recoltei în sezonul următor. Dar ați mai avut așa toamnă? Au fost cazuri, dar până la urmă totuși s-a stabilizat. Doamnelor și domnilor, încercăm să reluăm legătura cu domnul Mârzenco. Până atunci vă readuc aminte că avem o toamnă foarte caldă pentru această toamnă foarte caldă, temperaturile sunt foarte mari pentru această perioadă a anului. Asta ar putea afecta în același timp agricultura și sănătatea oamenilor. Despre asta ne vorbesc și sinopticienii, despre asta ne vorbesc și specialiștii în domeniu. Multă lume dă vina pe schimbările climatice. Avem legătura în direct. Revenim. Domnule, ne auziți? Vă aud. Așa. Eu vă întrebam, revin la aceeași întrebare, spuneți-ne, vă rog frumos, dacă ați mai avut așa toamne blânde din experiența dumneavoastră de fermier, vorbesc. A fost ani în urmă asemenea situații, dar nu atât de pronunțate. Totuși, până la mijlocul lunii noiembrie, situația se ameliorase, adică veniseră zile cu temperaturi mai scăzute și plantele au revenit la cursul lor normal de stare biologică. Am înțeles. Domnule Mârzenco, în această perioadă a anului se fac semănături. Spuneți-ne, dacă avem o toamnă cu puține ploi, ce se poate întâmpla cu acea sămânță care este pusă acum în pământ? Sigur că atunci când lipsește cantitatea suficientă de umiditate în sol, semănăturile se simt oricum constrânse, nu se simt destul de normal. Răsărirea lor este neuniformă. Și chiar trecând pe trasee, vedem asemenea câmpuri unde nu este un câmp uniform cu plante de grâu de toamnă prezent la suprafață. Dar nu e târziu, dacă vom avea ploi și văd că presupunerile meteorologilor arată săptămâna viitoare pe sfârșit precipitații, și situația se poate ameliora în cazul când vom avea aceste ploi. Ziceați înainte de interviu, domnule Mârzenco, că din cauza vremii neobișnuite de caldă ați văzut deja copaci în floare. Putem avea o recoltă scăzută din această cauză sau nu? Nu copaci și culturi în livezi, dar așa în câmpuri, pe margini de drumuri, în păduriri, prunii sălbatici au dat în floare. Să înțelegem că ar putea să fie o recoltă scăzută, nu? Nu se înțelege, putem să prognozăm că dacă, cum am zis mai devreme, această tendință a temperaturilor în mari, referitor la această perioadă, se va păstra încă 2-3 săptămâni, putem să avem consecințe negative în ceea ce privește recolta anului viitor. Domnule Mârzenco, ce măsuri poate lua un fermier pentru a-și proteja recolta de toamnele ca una din asta, o toamnă blândă? Sămânțarea se poate face mai târziu, copacii se plantează mai târziu. Ce puteți să faceți ca să vă protejați recolta?
în plantațiile deja existente, puțin ce putem face noi atunci ca să scădem temperaturile. Când în primăvară suntem în așteptare de înghețuri, atunci mai putem așa pici cu alea să putem cumva să dăm foc la resturi vegetale, să protejăm cu fum plantațiile de temperaturi scăzute în primăvară. Dar să luăm măsuri acum pentru a scădea temperaturile, practic noi nu avem nicio posibilitate și suntem nevoiți să trăim la voia Domnului, la semne și doar. Dar în cazul în care toamnele sunt fără ploi, puteți iriga? Sau nu vrea să fac irigări toamna? Noi, cu irigația e problemă foarte dificilă. Noi, în primul rând, nu avem atâte resurse, rezerve de apă pentru irigație, nu avem sisteme de irigare bine pusă la punct, pe suprafețe suficiente, iar mai ales semănăturile de grâu, noi nu prea avem experiență ca să le irigăm chiar din râurile Nistru și Prut, pentru că, cum am zis, nu avem sistemele de irigare și nu avem acele capacități financiare ca să le edificăm, ca să le construim, să le avem lucrative atunci când este necesar. Mulți fermieri, domnule Mârzenco, zic că nu este atât de problematică vremea caldă cât lipsa ploilor și combinația dintre ele, pentru că temperaturile, practic, care sunt crescute, afectează și mai tare deficitul de apă din sol. Ce credeți, ce am putea să facem ca să nu... De fapt, despre voi este vorba, ce ați putea să faceți voi ca fermierii să nu aibă de suferit în urma acestor lipsa, în urma lipsei ploilor? Da, noi de fapt suntem tentați mai degrabă să panicăm decât să analizăm lucrurile calm. Noi am mai avut situații când chiar am semănat în sol uscat anul trecut, anțert chiar, dar oricum au survenit ploile, cultura, sămânța a încolțit și a răsărit mai târziu ca de obicei, în luni, la sfârșitul lui noiembrie, chiar în decembrie. Și dacă am avut condiții naturale favorabile pe parcurs, recolta a fost satisfăcătoare. Sperăm că și data aceasta vor surveni precipitațiile și chiar acolo unde semănăturile arată azi nu atât de bine, își vor reveni și vom avea un an agricol pe potrivă. Vorbisem de ploi, vorbisem de vreme caldă. Ziceți-ne, vă rog frumos, pe vreme caldă și dăunătorii își fac apariția. Luptă lumea fermierii cu ei sau nu? Este și această problemă, dar aici de acum noi suntem cu mâinile dezlegate. Atunci când apar dăunătorii, sunt scheme de tratament a culturilor. Specialiștii ne recomandă întotdeauna cu ce se tratăm, când se tratăm și culturile în acest sens pot fi salvate. Domnule Mârzenco, pe final de discuție vreau să vă întreb, ieri în Parlament a fost votat proiectul de lege prin care agricultorii din Republica Moldova, care au suportat pierderi în urma calamităților naturale sau a embargoului impus de Rusia, vor beneficia de rambursarea TVA. Este vorba despre cei care au suportat pierderi de peste 50%. Este asta o veste bună pentru fermieri? Este o veste bună, dar nu suficient de bună pentru fermieri, fiindcă ce înseamnă TVA-ul care l-au producătorii fermieri în cont? Ăștia sunt banii pe care noi îi plătim la începutul anului, procurând motorină, pesticide, de toate mijloacele de producție, și banii aceștia stau blocați în contul nostru, iar statul nu ne-i rambursează ca noi să-i putem utiliza în procesul de producție, fiindcă noi avem vânzări abia spre sfârșitul, în toamnă, peste 6, 7, 8, 9 luni de zile, dar anul acesta mai ales și cu producția stăm în stocuri, în depozite și nu putem vinde din cauze cunoscute. Și atunci nu ar trebui ca autoritățile să facă mare tam-tam din aceasta că au permis celor care au suferit de secetă doar să utilizeze acest TVA. TVA-ul se cuvine să fie rambursat tuturor agricultorilor care îl au în cont. Și atunci când vine mie momentul că eu să plătesc acest TVA, eu atunci trebuie să îl plătesc statului, dar el survine atunci când eu am vânzări. Am înțeles. Domnule Mârzenco, dar spuneți-ne, vă rog frumos, ați venit cu o propunere la guvern despre asta? Ați vorbit despre asta?
asta am venit. Cu această propunere și o să o repetăm zilele acestea, cu prima ocazie, dar chiar și fără ocazie, o să trimitem pe cale scrisă Parlamentului și Ministerului Agriculturii această doleanță noastră și această solicitare. Eu cred că totuși este, chiar dacă vorbiți și despre alte probleme din agricultură, ele mereu sunt, eu sunt sigură că este totuși o veste bună faptul că cel puțin cei care au avut pierderi foarte mari din cauza secetei o să aibă întors aceste vea. Este adevărat. Eu am accentuat acest moment, însă anul acesta fermierii au mai suferit foarte mult din cauza creșterii exagerate a prețurilor la tot ceea ce noi procurăm și din cauza foarte limitată a posibilității de a comercializa produsele noastre, mai ales la export. Domnule Mârzenco, aici trebuie să încheiem discuția. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Vă mai așteptăm în studioul Moldova 1. Să aveți o zi frumoasă! Da, o zi frumoasă!